În cadrul cercetărilor arheologice preventive de pe amplasamentul viitorului Spital Regional de Urgență din Iași, cercetătorii Institutului de Arheologie al Academiei Române au descoperit mai multe complexe datând din preistorie. Pe baza resturilor ceramice descoperite în timpul săpăturilor arheologice, echipa Institutului a atribuit vestigile culturii arheologice Horodiștea Erbiceni, adică din anul 3500 înainte de Hristos. Această cultură arheologică reprezintă o legătură importantă între sfârșitul culturii cucuteni și începutul epocii bronzului. În acea perioadă au avut loc schimbări sociale importante în întreaga Europa și în regiunea Carpatică prin afluxul de populații venite din zonele nord-pontice. De remarcat sunt gropile care, conform estimărilor inițiale, pot fi interpretate ca monumente funerare, conținând rămășițele a cel puțin 14 indivizi. O parte dintre mormântări sunt în mormântări secundare. Astfel, construcția importantului proiect de infrastructură Spitalul de Urgență Iași scoate la lumină și aspecte însemnate din istoria țării noastre. După terminarea cercetărilor arheologice, resturile umane din gropile descoperite urmează să fie examinate în ceea ce privește modul lor de viață, cauza morții și bolile lor, folosim metode moderne de cercetare științifică, precum analize ADN, analize izotopice și examinări antropologice.